Să sun la Marița. Eram eu și ea singuri acasă, papi era în oraș și m-a chemat la ea să ne facem ceva să mâncăm. O mâncărică de cartofi. Cartofi, dragi prieteni. Cu aripioare, în am pus prăjeala aici, că luminița nu acum a venit. Da. Așa. Și punem cartofi aceștia. Deci ce pregătește Marița? Ce mănâncă? Ea mănânc și eu, dragi prieteni, să fiți siguri. Cea mai tare prietenă. Ia să vedem, dragi prieteni, ce a pus Marița aici? E prea mult tabur. Ardei, morcov, aripioare și cartofi. Dragi prieteni, trebuie să vă dăm o veste super wow. Că am văzut unii prietenii mei că fetele mi-au mai dat mesaj pe Instagram, pe TikTok. Andreea, gata, dragi prieteni, a născut. Andreea, gata, nu mai e liberă, cum să zic. Ne-a făcut, băieții, da, un prinț, prieteni. Un prinț. Este foarte frumos. Ne-a făcut un prinț. Un moștenitor, un rege, un împărat. Nepotul meu, dragi prieteni, Doron este fratele meu. Cel mai scump nepot, îl iubesc din toată inima mea. Este la spital, ieri a născut, da, ieri, pe la 6-7, dragi prieteni. Ce faină e asta? Nici n-a știut când naște. Uite așa, luminița. Un prinț alb. Să vedem noi cum crește. Poftim? Un prinț alb. Da. Îți place Marița? Veșturi. Dragi prieteni, numele lui este Patrick Aian. Dar are și la cine vrea. Depinde. Lui Andreea i-a plăcut Aian și lui Roni Patrick. Amândoi părinții au contribuit la acest nume superb, la această combinație, Marița. Marița, până să facem mâncarea, știi ce fac eu? Mă duc să-mi pun niște șuncă. Te luă foamea. Am fost la târg, dragi prieteni, astăzi. Și Marița nu mai... Foarte obosită. Nu mai poate de oboseală. Și am făcut de mare grijă. Mâncărică cu cartofi. Dragi prieteni, o să revenim cu un vlog cu Andreea. Mădălina este moașa copilului. Moașa băiețelului nostru. Mare moașă este Mădălina. Mâine o să filmez când îi aduc hăinuțele. Mădălina trebuie să dă de băut acum. Da. E moașă. Mâine o să filmez la mine acasă când o să aducă hăinuțele. Când are nicio zi de când s-a născut. Marița, nu mai putea ieri de emoții când ne-a sunat Andreea. Da, vecina mea, cum să nu am emoții pentru ea. Mâine îl văd pe gard, ca pe gasul. Pe gardul ăla, pe acolo. Facem și un vlog cu Aian, dragi prieteni. Aian, regele familiei Conea. Da. Păi da, cum să nu? Sunt mătușă, Marița, îți vine să crezi? Nu, mie nu vine și nici mie. Am plâns de bucurie, Doamne, toți din familie, îl iubim, dragi prieteni, cel mai dulce copil. Eu ieri eram la Marița când am auzit, mi-a zis Andreea, fată, mi-a dat mesaj, gata, nasc. Nu venea să cred. Până în ultimul moment i-a sunat pe tine. Pe mine, eu am fost prima care a aflat de nepoțelul meu. Bună ziua, dragi prieteni, doamnelor, domnilor. Am apărut și papii. Ce faceți, cum sunteți? Eu bine, tu? Eu sunt bine, uite aici, noi așteptăm să ne pregătească Marița ceva. Și doamna Ileana este foarte... Are și ea emoții, vă dați seama, dar ea este la... Marița, iar m-am făcut cu mastul, uite ce am aici. Facem mâncarea asta, spun niște mastul. Stai puțin, mă să țină pâinea. Doamna Ileana, dragi prieteni, este la spital la Cluj cu bunicul Conea și cu bunicul Tomiță și fica ei Brățănina. Când au auzit și ei, Doamne, nu mai puteau.
Da. De bucurie. Bătrân este la greu acum, dragi prieteni. Da, s-a bucurat Marița, a auzit bunicul Conea, când a auzit, nu mai putea de bucurie, da. Acum să nu se bucură. Un moștenitor. Un moștenitor. Da. Moștenitorul familiei Conea. Dar de cine i-a spus numele pe bătrân? Nu știu. De să vă trăiască nepoțelul! Mulțumim, domnul papi! Dăm de băut să vină Mădălina, e moașă! Să vă trăiască și moașa! Dar are moș! Dar are moș, e fără moș! Ăta, căra e zana, căra? O să apară și moșul pe micile ecrane cât de gând. Pe canalul tău ai zis că apare. Pe canalul meu o să vin pe zi. Pe moșul. Maa! Faci dezvăluire acum bombă! Da, pe canalul papi o să vă prezint. Abonați-vă, dragi prieteni, la papi ca să vedeți fericitul vlogul. Fericitul lui Mădălina. Mâine când o să-i cumpără hăinuțele, când noi să facem curat în cameră, să-i aranjăm. Dragi prieteni. Are de gândul să se mărită. Voi nu vă gândiți că are și moș? Are și moșul. E și moșul, dar logic. A avut o țură ghinion că suntem în Doru, știți că prin ce am trecut, prin ce perioadă de-a suntem. Și încă suntem. Ce... Și acum, doamna Ineane, cu domnul pune la spitar și sunt și acum supărat. Da. N-am avut cum să mergem și noi după el, asta e. Ce bun sufră. Ce să mai sufră. Vrea să mergem după domnul pune la spital. Lasă că acum și ce bucuros e, m-a sunat și a zis să... că-i dă un galben mare când vine acasă. Ce bucurie mare în inima lui, știm că are un nepoțel nou, un stră-stră nepoțel. Stră-stră-stră-stră. Stră-stră-stră. Nepoțel. Ce faci aici, Marița? Vrea să fac două. Șuncă cu ouă. Da. Mamă, vreau și ouă. Uite ce e asta. Și cu murături. Da, chiar pe bune, dacă nu scoți murături bune acum de data asta, tot timpul le pituri. Le arunc chiar după aia murăturile. Dragi prieteni, hai să vă zic ce face Marița cu murăturile acum după Paști. Le aruncă pe toate. Asta iarna le-a pitulat ca să aibă, să mai aibă, zice, am mai scoat de nici nouă, am tot mai mâncat și din ele, dar cred că ne-a mai rămas o grămadă pe acolo. Și ziceți, acum după Paști, când ei le aruncă la noi. O să filmăm pe canalele noastre. Da. Eu acum am venit la Marița, dragi prieteni, și am zis să ce vă dau și dumneavoastră. Să ne scrie dacă e nevoie, au nevoie de murători, de bulioane, de ceva, să le primim. Că noi le aruncăm. Le aruncăm. Avem și varză murată din aia, super extra. O să videz varza Marița și o să o bag la ladă. Da. Să știi. Dragi prieteni, eu sunt la Marița acum. Nu, 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 ia, ia. Asta ce? Ce? Ia prăjitura asta? Nu, e învățat de la... Da, bine, e învățat cu dulcuri de la Tonin. Ce faci Ascon? Vrei și tu prăjitură, băiete? Dragi prieteni, după cum ziceam, scuzați, nu am putut să-l întreb pe domnul papi. Eu am fost la domnul papi când am aflat vestea. Aici, să nu te scurii, sunt murături faine. Da. Vrei ochiuri? Da, deci lasă mai să frigă și pui așa în frigă. Peste că... Bine, mulțumesc, peste dragă, că... pentru sfat. Mulțumesc pentru sfat, dragă. Aveți grijă cu Marița, am învățat toate chestiile, trebuie să fiu foarte atent să nu dau vrei. Cuvântul la noi, de dimineață. Să nu zică prietenii iar că de ce filmez eu pe canalul meu la ei în curte. Nu contează, noi filmăm că suntem împreună, da. Suntem neamuri, ba pe canalul doamna Ineana, ba pe canalul domnul Papi de la Trei Aia. Ba la Marița, ba la ăla, ba la ăla. Ba la Mădălina, la Albinuța noastră. Mai sunt unii care mai comentează. Mai comentează și că trebuie. Trebuie să avem și criterii, trebuie să le suportăm. Da. Eu le iau ca pe un sfat multe criterii dintre ele. Ce părere ai de Roni? Cum crezi că e? Roni e foarte fericit. Uite ce am aici. În avant-premieră un borcan nou de murături desfăcut de Marița. N-a avat în premieră? În avant-premieră. Așa. Când filmează murăturile. Mamă, ce avem? Deci nu mai pot, uite, de poftă. Domnul papi, cum ai zis tu că... Eu n-am ardei frumoși. Păi să iau o fulculiță, luminița.
Ia uitați, dragi prieteni, ce mic dejun, dar trebuia să mănânci dimineața, nu acum. E o omletă, dar cu șuncă țigănească, nu din aia, de la magazin. Nu? Sau nu, papi? Da, da, omletă la ora asta, da, șuncă cu ouă. Merge și la ora asta. Am zis că am un fel de omletă. Poate ceva. Ceva murători asortat din noi. Ușor în mința. Mamă, cât tabur. Să arătăm aici mâncărica mea și a lui Marița. Papi iar este în acțiune pe canalul doamna Ileana. Acțiune. Acțiune. Hai, start. Dar mare acțiune face. Dragi prieteni, Marisa are puține emoții. Dragi prieteni, vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la ea. Abonați-vă în continuare. Abonați-vă la Marisa de la Strea, dragi prieteni. O să vedeți multe show-uri cu toată strada noastră aici împreună, nu? Tot neamul. De la mic până la mare. Să înceapă. În curând o să vă prezentăm și mezinul nou născut al familiei. Mamă! Regele. Prinț. Păi e regele. O să fie rege. Mai, dar nu vrei să ieși să... Cartofii. Da. Nu trebuie să facă și ei cu... Ne vedem acum. Da, dragi prieteni. Am așa ceva să vreau. Bun apetito. Poftă bună să avem. Unde vă pun? Înăuntru? Afară. Unde vrei, nu știu. Arată că n-am pus toată untura la prietenii aici. Nu. Arată-le cu farfurie. Ia uitați, dar prieteni, n-am pus toată untura. Să nu credeți că am untura aici. Nu, untura, ulei. Deci, dragi prieteni, am o rugăminte mare. Facem 1000 de abonați. Da. La prietenii lui doamna Ileana să se aboneze și pe canalul meu, Marița de la Strehaia. Facem 1000 de abonați. Că am foarte multe noutăți să vă arăt pe canalul meu, dragi prieteni. Și o să mai pun și un video la 2-3 zile, cum mai prim, avem și un canal cu papii de la Strehaia. Și ești mai greu să bala la bala ăla. Nu prea mă descurc cu două, mă știi, mă descurc cam greu. Dar o să încerc să pun și pe al meu, chiar la două zile. Să vă abonați, dragi prieteni. Da. Deci astăzi am fost în târg, dragi prieteni. O să vă arăt ce am făcut și în târg, pe canalul meu, Marița de la Strehaia. Dragi prieteni, acum să mâncăm și noi. Viața. Uitați ce bine arată. Sunt un musafir eu aici. Da. Dar am asistat. Un musafir toată ziua. Toată ziua. Deci am făcut toată ziua. Dragi prieteni, noi vă mulțumim pentru vizionare. Mâncăm și plecăm că avem treabă în oraș, Marița. Da, trebuie să plecăm că avem... puțină treabă. Da. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați vizionizat acest videoclip și că vă abonați la mine și la Marița. La Ileana de la Strehaia și Marița de la Strehaia și canalul Papi de la Strehaia. Abonați-vă, dragi prieteni. Noi vă pupăm. Revenim cu alte vloguri. Eu revin cu bebelușul. Da, pa, pa!